Bun, salut YouTube! Astăzi reacționam la un clip de pe TikTok. Mi-ați dat tag în clipul acesta al domnului doctor Mihail, doctor Mihail și atât, nu știu cum îl cheamă în rest. Clipul Salutare, e omule, ce legi? ăsta, scapă de 7-8 kg într-un an. Este un clip în care domnul doctor prezintă o dietă compusă de dânsul sau nu știu de unde a luat-o. Și practic o să ne uităm și o să reacționez live la ce o să spună despre dietă, cum e dieta, ce se întâmplă și așa mai departe. Eu l-am văzut atunci când mi-a dat tag, sunt foarte multe taguri, doar ăsta mi-apare primul, mă rog, azi e și Robert ceva, cel mai prost plan de slăbire conceput vreodată, mă rog. Anyway, trecem peste. Treaba asta în felul următor, nu pot să fac react pe TikTok, Stitch-ul și duetul sunt blocate, oricum n-aveai ce să faci pe duet, așa că o să reacționăm aici și o să și explicăm, punem pauză de fiecare dată. Disclaimer, ăsta nu este un clip în care noi interacționăm cu abilitatea domnului doctor de a fi medic. Nu avem nimic de spus despre chestia asta, este doar o dietă, sunt niște sfaturi legate de nutriție și așa cum domnul doctor și-a dat cu părerea despre nutriție, care nu cred că e specialitatea dânsului, medic specialist în chirurgie generală, deci nu este specialitatea dânsului, noi o să ne dăm și noi cu părerea despre dieta concepută Salutare! de dânsul, basically. Deci, recap, disclaimer, nu punem la îndoială abilitățile domnului doctor de a fi un medic bun, excelent și așa mai departe, doar comentăm dieta, punct. Let's fucking go. În cele ce urmează vreau să-ți descriu o tehnică de slăbit foarte rapid. Prin tehnica asta poți să slăbești până la 6, 7, 8 kg într-o lună, poți să menții această scădere în greutate, dar... Ok. 6, 7, 8 kg într-o lună. Bănuiesc că diferența dintre 6 și 8 kg depinde de individ sau de activitatea zilnică depusă. Și ce mai spune e că poți să menții scăderea asta în greutate. Acum nu știu la ce se referă, dacă poți să menții, din punctul meu de vedere, menținere înseamnă să continui să slăbești în continuare. Asta înseamnă menținere, să continui să slăbești în continuare cu această dietă, adică de la lună la lună să mai dai jos 6-8 kg. Sau poate se referă la faptul că după ce ai dat jos 6-8 kg, să te menții la greutatea respectivă, ceea ce este ceva diferit și ar fi trebuit să formuleze puțin altfel. Let's see. Dar, atenție, de foarte multe ori, dacă faci asta greșit, dacă nu-ți calculezi bine mesele și ceea ce mănânci, dacă nu-ți calculezi efortul pe care îl depui, e mult mai probabil să-ți faci mai rău decât să-ți faci bine. Deci, atenție! Deci, bun. N-a început dieta, n-a început încă să vorbească care este dieta, a spus că trebuie să-ți calculezi foarte bine efortul și mâncarea pe care o mănânci, adică caloriile. Deci, până la urmă, totul se rezumă la deficit caloric? Curios. Atenție, e un program pe care eu l-am folosit, asta am făcut eu ca să slăbesc 10 kg în mai puțin de o lună, dar nu este ceva ce să recomand neapărat oricui, este ceva ce trebuie făcut sub supraveghere medicală, iar eu, într-un fel, fiind medic, am reușit să mă supraveghez singur. De ce îți trebuie supraveghere medicală ca să faci o dietă? Ca să ții o dietă? Indiferent ce dietă e, că e inventată de tine sau că e inventată de altcineva. De ce îți trebuie supraveghere medicală ca să ții o dietă? E clar, din punctul meu de vedere, că ce spune nu e safe. Adică dacă faci disclaimere de genul ăsta de la început, ceea ce spui nu este safe. But let's see. So, ce trebuie să faci? O să-ți descriu cele 7 puncte pe care trebuie să le urmezi pentru a slăbi rapid și practic pentru a-ți da burta jos într-un timp foarte scurt. În primul rând, trebuie să faci. Păi ori slăbim, ori dăm burta jos. Pentru că e puțin clickbait chestia asta. Majoritatea oamenilor când vorbesc despre slăbit, vorbesc mereu de burtă. Se referă că au grăsime, țesut adipos, în zona abdominală. Ceea ce nu se poate nicăieri în nutriție, în fitness, în deficit caloric și așa mai departe, este să targetezi o anumită zonă ca să slăbești. Asta este imposibil. Este imposibil, necalculabil și așa mai departe. Deci, ori dăm burta jos, ori slăbim. Faci OMAD. OMAD este o tehnică extremă de fasting. OMAD vine de la one meal a day, adică o masă pe zi. Acea masă trebuie să conțină o dietă care să meargă spre dietă ketogenică, dar asta nu înseamnă că trebuie să mâncăm doar carne și grăsimi, asta înseamnă că putem mânca din abundență legume și fructe. De acord. Parțial de acord. Keto nu înseamnă keto. Dieta ketogenică nu înseamnă să mănânci strict o sursă de proteină și o sursă de grăsimi. În dieta keto poate să intre și adițional legumele. Pentru că
Legumele, în ciuda faptului că au câteva grame de carbo per 100 de grame, nu sunt carbohidrați de origine directă, adică nu consumi un aliment care este bazat doar pe carbohidrați. Și în afară de asta, legumele au un volum foarte mare, ca și densitate, și un număr de calorii foarte mic. Deci, ideal ar fi, în momentul în care țineți keto, ca să beneficiați de toți micronutrienții pe care îi aveți din minerale și vitamine în legume, ar fi bine să consumați și legume, adică să nu vă rezumați doar la faptul că, băi, keto înseamnă grăsimi, fats, protein și să mănânc doar carne și o sursă de grăsime pe lângă. Sau, mă rog, o sursă de proteine și o sursă de grăsime pe lângă, poți să introduci foarte, foarte ușor și legumele. Adică, legumele, raportându-ne la legumele care sunt low carb, adică legumele verzi, nu poți să bași cartoful aici, pentru că așa ar însemna că ții keto cu, nu știu, 2, 300, 400, 500, 600 de grame de cartofi pe zi, ceea ce nu mai e keto atunci, pentru că sunt niște carbs. Legare fructe, nu. Legare fructe, nu. Adică nu mai e dietă keto, adică nu mai e dietă keto like in the books, știi? Depinde de fructe, dar nu mai e dietă keto. La fructe e altă poveste, pentru că fructele chiar au carbo. Adică din 100 de grame de banană, din nou, ai 20-21 pic de grame de carbo. Dacă ai mâncat 5 banane, ai 100 de grame de carbo. Nu mai e keto. Deci o să mâncăm la acea masă? O să fie un curcubeu de legume sub orice formă. Le facem călite la tigaie, le facem la cuptoare, le mâncăm proaspete în salată. Acea masă trebuie să conțină o carne de calitate. Poate să fie un piept de pui bine făcut, poate să fie o vită de calitate, poate să fie un somon gras, poate să fie niște fructe de mare. Deci trebuie să fie o carne de calitate. Această masă poate să conțină ouă, putem să mâncăm 3-4 ouă la acea masă. Poate să conțină brânzeturi, parmezan și brânză în general fermentată. Ok. Deci, în primul rând, legume călite înseamnă legume aruncate în ulei. De ce ai vrea transfet? Adică, de ce pur și simplu, de ce ai vrea să arzi uleiul? Ca să ții niște transfet. Când ai putea să mănânci legumele strict fresh sau, nu știu, fierte, băgate la cuptor și așa mai departe. Nu e nevoie să puneți ulei sau să pună într-o dietă, adică măcar dacă promovezi o dietă, promovează o dietă healthy, pentru că intră noțiunea de prăjit, adică este fucking transfet. Sunt grăsimi trans. Le-ai prăjit, ai prăjit uleiul, ai transformat uleiul din grăsimi saturate în transfet. Simplu. Și același lucru e valabil și la legume. Și brânză. Adică, de ce, de ce, pur și simplu, de ce ai vrea să mănânci grăsimi saturate provenite din surse lactate? De ce ai vrea să mănânci o brânză grasă? De ce ai vrea să mănânci un cașcaval gras? De ce ai vrea să mănânci surse de lactate care oricum au grăsimi saturate? Why would you want to do that? Why? Don't see the point. Brânză mai veche, dar esențial, fără pâine, fără orez, fără paste. Fără pâine, fără orez, fără paste. Ok, înțeleg că tema zilei este keto diet, sort of keto. Dar care e faza cu carbo? Adică dacă tot ții OMAD, man, dacă tot ții OMAD, one meal a day, de ce n-ai vrea să introduci o sursă de carbohidrați? Carbohidrații nu sunt dușmanul. Carbohidrații sunt, de fapt, cea mai, dintre toate sursele de macronutrienți, adică proteină și grăsimi, carbohidrații au cele mai puține calorii per 100 de grame. Și sunt sursă directă de energie. Adică în momentul în care intri în procesul de chetoză, pentru creier, pentru că creierul se hrănește strict cu glucoză, corpul o să transforme proteina și grăsimile în fucking carbo. Și o să-i transmită către creier. Ăsta e procesul de chetoză. De ce n-ai vrea să ai carbo direct? Oricum intri în chetoză după o săptămână, o săptămână și ceva. De ce tai carbo? De ce pâinea? Care e faza cu pâinea? Care e faza cu pâinea? Ții pâine integrală. Nu vrei să mănânci pâine de făină albă? Ții pâine integrală. Care e faza cu orezul? Că ce? Care indice glicemic mare? Oricum ai spike glicemic. Spike glicemic ai și de la proteină? Spike glicemic ai și de la grăsimi? Tot există spike glicemic. Nu se poate să trăiești fără spike glicemic. Insulina trebuie să apară în corp. Dacă n-ar fi insulina, n-am putea să trăim. Insulina e un hormon care este necesar. A, că este spike-ul glicemic mare? Păi, poate e o problemă. Poate omul este supraponderal. Let's see. Fără făinoase, fără dulciuri. În loc de dulciuri, mâncăm un desert. Deci, În loc de dulciuri mâncăm un desert? Pe cum? Adică pe parcă nu mâncam dulciuri. Ce e desertul?
Primul punct, one meal a day, mâncăm o masă pe zi și asta ne permite ca 23 de ore să nu mâncăm absolut deloc și corpul nostru să se refacă, să intre în fasting și atenție, autofagia se întâmplă într-adevăr și atunci când mâncăm și nu ținem intermittent fasting. Este demonstrat în studii că atunci când facem această foamete, altfel spus, când corpul intră în foame, când nu mai are nutrienți din intestin, apar niște autofagocite, adică niște elemente care mănâncă din propriile tale rezerve și avem așa numitele lipoautofage, care sunt niște autofage, niște elemente care mănâncă din propria noastră grăsime. Deci atunci când intrăm în acest fasting, se activează niște elemente speciale care mănâncă din propria ta grăsime și asta e dovedit în studii de laborator. Ok, deci le luăm rând pe rând. În primul rând a spus că autofagia se întâmplă și atunci când mănânci. Pe studiul ăla din 2016, de fapt, studiul nu e făcut în 2016, e făcut pe parcursul a 24 de ani, dar în 2016 a câștigat premiul Nobel Yoshinori Oshumi, doamne, că nu-i zic niciodată numele bine, pentru studiul pe care l-a creat în ultimii 20 de ani, adică Study of Autophagy in East. Deci a studiat procesul de autofagie în East, care este, cum se numește, East, doamne, ce lapsus am. Drojdie, exact, thanks Google. Ok, deci a studiat autofagia la drojdie. Basically, ce e autofagia? Autofagia este un proces pe care corpul oricum îl face. Oricum o să se întâmple și corpul oricum îl realizează. Că tu mănânci, că intri în intermittent fasting, că faci one meal a day, că faci fasting, adică post negru, unlimited. Corpul oricum o să intre la un moment dat în autofagie. Autofagia este un proces prin care celulele tale se reînnoiesc. Se numește renews cells. Sau se mănâncă singure, se consumă singure. Acum, a spus că fagocitele îți mănâncă din, practic, din grăsimea corporală, din body fat-ul pe care tu îl ai în momentul în care intri în fasting. Da, este dovedit, dar același lucru se întâmplă și atunci când ești în deficit caloric. Deci, concluzia este că nu contează că ții fasting, că ții intermittent fasting, că mănânci o masă sau că mănânci 6 mese, contează ca în decurs de 24 de ore / o săptămână tu să fii, la sfârșitul mezociclului pe care ți l-ai setat, să fii în deficit caloric. Cu cât vei fi în deficit caloric, practic atât vei slăbi. Dacă ești în deficit caloric de 7600 de calorii, o să slăbești un kilogram, că ăsta e deficitul caloric. Un kilogram de grăsime, de body fat, înseamnă 7700 de calorii scăzute, neconsumate, în deficit. 2. Trebuie să faci sport în următorul fel. Luni, miercuri și vineri, mergi pe jos sau alergi în parc dimineața cel puțin 30 de minute. 3. Continui să faci sport, dar de data asta faci sala de forță, ridici greutăți sub supravegherea unui antrenor și asta faci marți, joi și sâmbătă. Deci luni, miercuri, vineri, alergi, marți, joi, sâmbătă, faci sală de forță, duminică te odihnești. Ok, duminică te odihnești, de acord, trebuie să aveți rest days. Dar nu înțeleg prioritizarea asta cu luni, marți, luni, miercuri, vineri, alerg, fac cardio și marți, joi și sâmbătă mă antrenez. Adică what's the fucking point până la urma urmei? De ce nu te poți antrena 4-5 zile pe săptămână și să faci și cardio până acelea zile? Adică mi se pare un deficit caloric mai bine proporționat așa, pentru că tu te duci la antrenament și dacă cine se antrenează, da? Și nu că, să zicem că nu are bani să-și cumpere un ceas și nu orice ceas, pentru că nu toate sunt destul de accurate, dar nu știu, un ceas care îți calculează rata metabolică, nu rata metabolică, care îți calculează caloriile direct, caloriile arse versus caloriile ingerate. Dacă nu l-ai, man, și nu știi cât ai ars la un antrenament, cum îți calculezi tu, adică cum faci tu ca deficitul ăla pe care tu îl induci din sport să fie similar în aceea zi în care te antrenezi? Păi mă duc azi și mă plimb 30 de minute, da? Corect, mă duc azi și mă plimb, da? Merg 30 de minute prin parc. Dacă am ars 150 de calorii, e bine. E wow dacă am ars 150 de calorii pentru un 30 de minute de mers. Dacă mă duc în sală și mă antrenez 45 de minute, nu 60, 45 de minute cu greutăți, imposibil și ca începător să nu arzi minim 250-300 de calorii. Deci, cum,
Cum e asta un sustained effort? Cum e asta efort susținut? Cum se combate puțin cu prima afirmație că totul trebuie să fie calculat? Cum calculez chestia asta? Nu mai bine le fac eu pe amândouă în aceea zi ca să am un deficit indus din sport de, să zicem, rotund 300 de calorii? Nu, 500 de calorii? Maybe. De ce să le prioritizez așa? Dacă sunteți începători cu 4 zile de, nu știu, de fitness pe săptămână, cu 4 zile de antrenament pe săptămână într-o sală de fitness, realizați foarte multe lucruri. Sunt arhi suficiente. Arhi suficiente. Iar cardio, mușchiul cardio, trebuie antrenat cât de des se poate. Sistemul cardiorespirator trebuie antrenat cât de des se poate. Cât de des se poate. Atenție, dacă n-ai făcut sport până acum, e bine să te adaptezi ușor. Poți să mergi în loc să alergi, poți să ridici greutăți ușoare la sală ca să lași corpul să se adapteze și să nu te accidentezi. Dacă n-ai atâtea zile să faci sport, atunci poți să faci doar 3 zile de sport pe săptămână. Hai să mai tăiem din ele de le dracu de zile. Păi, dacă e rău. Am un men. Deci, pe spune că erau puține. Hai să mai tăiem dracu din ele de zile de sport. De le dracu de zile de sport, că n-avem timp. Dar atunci faci sport intens. Alergi sprinturi sau faci sport intens la sala de forță, din nou supravegheat de un antrenor. Cum ziceam, 4, duminica trebuie să te odihnești. 5, obligatoriu 8 ore de somn pe zi. S-a demonstrat că cei care dorm mai puțin de 8 ore pe zi au un metabolism mult mai scăzut și mâncând aceeași cantitate de mâncare se îngrașă mai mult din practic acel metabolism scăzut. Deci este esențial ca să ai un metabolism echilibrat să dormi 8 ore pe noapte. Băi, ok. Deci, există o anumită asociere între a te îngrășa și a dormi puțin. Dar este fals. Din ce punct de vedere? Să zicem că tu ești obișnuit să dormi 8 ore pe noapte, da? Și dormi 8 ore pe noapte timp de 6 zile. A 7-a zi dormi 5 ore pe noapte. Și te vei trezi, într-adevăr, probabil cu, nu știu, câteva sute de grame, poate un kilogram în plus, o mică retenție de apă pe care corpul a făcut-o. Corect. Da? Să zicem că te îngrași. Că pe cântar asta înseamnă, dacă ai luat în greutate, te-ai îngrășat automat. Dar, atenție, tu nu o să poți să, metabolismul tău este încetinit pe termen foarte scurt, adică pe termenul pe care tu nu l-ai dormit, deci tu ție îți lipsesc 3 ore de somn, probabil, poate, nu știu, deep sleep. Alea 3 ore de somn, tu nu o să le schipuiești și a doua, și a treia, și a patra, și a cincea zi la rând, ca metabolismul tău să devină atât de slow încât tu să te îngrași mâncând același număr de calorii. Este imposibil, pentru că a doua și a treia zi te vei odihni din nou, pentru că altfel nu poți să existi. Nu poți să ții la nesfârșit, nu poți să perpetuezi starea asta de a nu dormi, de a nu-ți relaxa organismul, de a nu lăsa sistemul nervos central să respire. Imposibil, într-adevăr, metabolismul va fi încetinit, rata metabolică va fi încetinită pe un termen scurt, foarte scurt de timp, adică momentul în care s-a întâmplat, dar doar atât, nimic mai mult. 6. Practică introspecția. Atunci când ai mâncat o singură masă pe zi și noaptea ți se face foame sau poftă de niște chipsuri, înainte de a deschide acea pungă de chipsuri pe care, atenție, e interzis să o ai în casă, e foarte... Da, aici sunt de acord. Un singur lucru aveți de făcut în momentul în care vă apucați de dietă. Poate să fie orice dietă, da? Orice dietă vreți voi. Nu țineți căcaturi în casă. Adică dacă știi că ai cravings pentru ceva, nu le ține în casă. Pentru că dacă le ții în casă, la un moment dat o să cedezi. Adică 100% o să existe tentația să te duci să iei ceva. Și atunci, dacă nu le ai în casă și ai doar mâncarea de meal prep pe care tu ți-ai făcut-o în fiecare zi și pe care știi că o mănânci în fiecare zi, și de aia câteodată în fitness o să vedeți că toate dietele sunt rutinale, adică oamenii mănâncă același lucru în fiecare zi ca să se obișnuiască, ca să nu aibă diversitatea aia de a alege orice, orice, pentru că în momentul în care ai posibilitatea de a alege orice, o să ai orice-uri în frigider și atunci când ai orice-uri în frigider, te duci și mănânci efectiv ce-ți pică la mână. Și atunci mai bine este să nu le aveți în casă, pentru că în momentul în care o să aveți cravings, nu o să aveți, nu știu, chef să vă duceți să vi le cumpărați de la magazin, indiferent că ai magazinul scara blocului. Nu o să-ți vină. În general, oamenii au cravings seara. Foarte bine să te așezi pe canapea și să te gândești. Ce simți? De ce simți asta? Ce-ți lipsește? Poate îți lipsește altceva. Poate îți lipsește... Păi, cred că ne lipsesc niște mese, domnul doctor, sincer să fiu. Păi tu dai unui om, man. Deci, hai să vorbim pe înțelesul tuturor. Deci, majoritatea populației, populația generală, mănâncă, să zicem, 3 mese pe zi, da? Una de dimineață,
una la servici, chiar dacă, să zicem, aia de dimineață e tot la servici, masa de prânz și seara când ajung acasă. Asta este majoritatea populației, oamenii care muncesc, da? Care sunt ocupați, care au un full-time job de, nu știu, 8-9 ore, da? Se duc, se trezesc, mănâncă acasă, mănâncă la muncă și mănâncă când se întorc de acasă. Și când se întorc de acasă, de obicei e prăpăd ce se întâmplă și ce mănâncă și cât mănâncă. Da? Deci tu pe oamenii aia care mănâncă 3 mese, în loc să le dai mai multe mese ca ei să se sature pe tot parcursul zilei și să aibă mâncare la dispoziție la interval de 3 ore, 3 ore jumate, unde se face muscle protein synthesis, tu preferi să le dai toate caloriile alea pe care ei oricum le mâncau într-o singură masă. Pentru că cine nu înțelege clipul ăsta și se uită la el pentru prima oară, o să înțeleagă că în masa aia pe care o mănânci, tu poți să mănânci fucking orice îți pică la mână. Corect? Pentru că, da, pot să mă apuc și eu să-mi pregătesc un kilogram de vită. Pot să mănânc un kilogram de vită la masa, la OMAD. Da, e un kilogram de vită. E un fucking kilogram de vită. Cât are un kilogram de vită? Ia să vedem. Deci 1700 de calorii. Deci am luat 1700 de calorii doar în proteină. Da. Și mai adaug o sursă de grăsimi. Afecțiune. Poate îți lipsește o conversație cu un prieten, poate îți lipsește viața socială și atunci trebuie poate să cauți altceva și nu... Păi viața socială e bazată pe restaurante, ieșiri la șpriț, ieșiri la suc, ieșiri la cafea, mâncare, mai multă mâncare și așa mai departe. Asta, la asta se rezumă socializarea. Socializarea nu este doar despre ne vedem și vorbim, pentru că o să vedeți că atunci când au fost pandemiile, când a fost pandemia, cea mai mare problemă a fost că s-a închis Horeca. Da? Cât nu s-a pierdut pe partea de alimentație și cât n-au câștigat supermarketurile pe partea de alimentație când vine vorba de asta. Deci oamenii vor asocia mereu socializarea cu a mânca ceva / a bea ceva. Și atunci asta presupune socializarea, nu doar să ai un dialog cu un om. În momentul când oamenii vor să iasă în oraș, asta presupune socializarea, statul la masă, a bea, / a mânca ceva. Și de obicei nu e suc zero. Să te întinzi după acea pungă de chipsuri. Și 7, scapă de stres. Și știu, mi s-a spus că este foarte greu să scapi de stres. În special dacă ai un job la care trebuie să fii în permanență prezent, ai un șef care te stresează, natura jobului tău este să lucrezi în stres. Totuși, ceea ce poți să faci este să practici o formă de meditație. Să ții o pauză. Ai un job stresant, dar poți să te duci în pauza de masă 15 minute în mașină să meditezi, să respiri, să faci... Fuck. Face exerciții de respirație. 2. Poți să te gândești la cât de mult te afectează de fapt aceste deadline-uri, cât de mult te afectează acel șef care te stresează. Poate îl poți cumva ignora în interior, adică poți să accepti ceea ce îți spune să faci, dar să-l ignori în interior, să nu pui atât de mult suflet acolo. Un alt lucru pe care poți să-l faci este să eviți persoanele care te stresează din anturajul de prieteni. Poate ai niște prieteni care te sureșcită sau care îți povestesc mereu chestii negative. Pentru cel puțin o lună poți să eviți. Le spui că ai prea multă treabă și nu poți să te vezi cu ei. Și ce mai poți face este să faci exerciții fizice ori de câte ori ești stresat. Parcă reduceam exercițiile fizice din cauza faptului că avem prea mult de lucru, adică sunt ultra stresat din cauza faptului că am overscheduling și acum fac exerciții fizice. Ia să vedem. Ok, poate că la birou n-ai cum să te pui pe jos și să faci flotări și să faci... Doamne, 400 de flotări talp acum când a venit șeful să-mi zică că trebuie să-mi dau demisia. Flexiuni, dar uite, poate că lucrezi de acasă și ți-a venit un mail care te-a enervat. În momentul ăla trebuie să înțelegi că acel stres, acel cortizol, eliberează aminoacizii din mușchi, din mușchi pe care tu îi construiești la sală și îi... Păi cum să-i construiești, bro, la sală când tu dai OMAD? Cum să construiești? Ce aminoacizi să construiești tu la sală când dai OMAD? Cum te gândești tu că un om normal care se duce la sală și are nevoie să... Un bărbat, da? Nu o femeie. Deși și o femeie, dacă se duce la sală și vrea să se antreneze și vrea să construiască masă musculară. Și atenție, femeile nu o să construiască masă musculară să devină monștri genetici. Procesul de construcție de masă musculară e unul extrem de lent. Și oamenii tind să-l facă și mai lent decât este. Dar un bărbat are nevoie de minim 100 de grame de proteină. Pe ziua aia, minim 100 de grame de proteină. Cum te gândești tu că el o să mănânce 100 de grame de proteină la o masă, pe lângă o sursă de grăsimi și pe lângă niște legume? Minim 100 de grame de proteină. Păi ce faci când necesarul caloric al unui om care are, nu știu,
Necesarul proteic al unui om care se antrenează 4 zile pe săptămână la sală e de 150 de grame de proteină. Ce face? Ce face? Mănâncă 150 de grame de proteină într-o masă? Pe lângă ce ar mai trebui să mănânce? Care, ce mușchi să mai construiască dacă tu îi dai OMAD și el își pune o bucățică de carne acolo la masa aia? O bucățică de carne și probabil, nu știu, na, o sursă de grăsimi. Ce să construiască? Oricum sunt pe aminoacizi aia. Pa. Oamenii nu înțeleg, dar noi în procesul de sinteză proteică o parte din proteină, 15% din proteină, aproape 20% din proteină, proteina pe care noi o mâncăm, se duce în procesul de sintetizare a proteinei respective în corp. Deci oricum noi ar trebui să mâncăm aproape de, și un om normal ar trebui să mănânce, care se antrenează foarte puțin, 3-4 zile pe săptămână, să mănânce aproape de 2 grame de proteină per kilogram corp. Hai, 1,8-2 grame. Jesus Christ, ce aminoacizi să mai aibă la bomul ăla mușchi când e terminat, mănâncă o masă pe zi? Îi transformă în grăsime. Ca ei să nu se depună în grăsime, ceea ce trebuie să faci este... A, deci se eliberează aminoacizi, se transformă în grăsime. Jesus Christ, cum să se transforme, mă, aminoacizi în grăsime? Nu, stai că mai vreau să ascult o dată. Nu, n-am ajuns aici niciodată. Azi, aminoacizii din mușchi, din mușchi pe care tu îi construiești la sală și îi transformă în grăsime. Nu, săracu, nu. Nu îi transformă în grăsime. Nu, aminoacizii nu. Fucking shit. Ca ei să nu se depună în grăsime, ceea ce trebuie să faci este să te duci, după ce ai primit acel mail, să alergi afară sau să faci niște exerciții acasă, măcar 10-15 minute ca să... Hei, Ciprian, suntem de la HR și vrem să spunem că nu vrem să-ți renoim contractul. Ok, mă duc să alerg 30 de minute, come on, come on. Nu mă bag în sfaturile de psihologie, dar come on. Arzi acel colesterol și să repui aminoacizii la loc. Să arzi colesterolul, care colesterol? HDL-ul? LDL-ul? Colesterol total? Care colesterol? Colesterol înseamnă și colesterol bun. Care colesterol, domnul doctor? Că sunteți doctor, domnul doctor. Care colesterol? Come on, care colesterol? Care din ele? Cum? Care colesterol? De unde vine colesterolul ăla? În locul lor în mușchi. Ce e foarte important și țin să precizez asta este să te asiguri că poți să-ți iei acest program și după această lună, după ce ai slăbit 10 kg. Aia. Deci, a început clipul 6... 7-8 kg, acum ai slăbit 10 kg. Deci un om normal pe care îl reduci de la 3 mese la o singură masă pe zi slăbește 10 kg. Da? După care tu te aștepți ca el să-și mențină alea 10 kg după lună, va fi un procentaj foarte mic de oameni care, să zicem, că au cea mai mică idee despre ce se întâmplă cu corpul lor, dar majoritatea oamenilor n-au nici cea mai mică idee despre ce se întâmplă cu corpul lor. Dacă le zici carbohidrați, o să creadă că e ceva la mașină, că s-a strigat carbohidratul la mașină. Despre ce vorbești? Ai atins rezultatul pe care ți l-ai dorit, e foarte posibil ca creierul tău să zică ok, checked, și să se relaxeze. Și atunci tu să revii la cele 5 mese dezordonate pe zi. Dar pot să fie 5 mese ordonate. De ce să nu fie 5 mese ordonate? Deci deficitul caloric e fucking deficit caloric. Deci în loc să mănânci 1500 de calorii, da? Ca femeie 1500 de calorii, majoritatea femeilor, ar trebui să fie, nu majoritatea, majoritatea femeilor supraponderale, la 1500 de calorii ar trebui să fie într-un mare deficit. Într-un mare deficit, ok? De minim 300 de calorii. Deci, cum adică? Cum adică? Cum, de ce nu poți alea 1500 de calorii în loc să le mănânci într-o fucking în loc să le mănânci în 5 mese, tu să le mănânci într-o fucking masă? Sau măcar nu în 5 mese, hai în 3 mese. 3 mese ordonate de 500 de calorii bucata, da? Sau 4 mese de 300 de calorii. Sau 5 mese de 300 de calorii. De ce să nu mănânci 5 mese de 300 de calorii cu toți macronutrienții la fiecare masă? Să ai proteină, carbohidrați și grăsimi. De ce să nu faci asta în 5 mese cu un timing corect ca să poți să beneficiezi și de muscle protein synthesis? Pe când la OMAD ce faci? Come on!
lipsa de somn și la lipsa de sport. Adică, hai să ne înțelegem, la OMAD ai o singură masă și din masa aia tu trebuie să-ți iei proteina pe toată ziua. Ceea ce o să-ți îngreuneze extraordinar de tare digestia. Când te antrenezi? Te antrenezi înainte? Vrei să te antrenezi înainte de OMAD? Not a good idea. Nu, nu vă recomand și n-aș recomanda la nimeni niciodată să se antreneze fasted. Nu, nu prea ai de ce să te antrenezi fasted dacă te antrenezi într-o sală de fitness și vrei să progresezi. Să faci cardio fasted, da. Ok, agree with this. E e o metodă foarte bună, da? E o metodă bună. Dar cardio fasted versus cardio după ce ai mâncat în timpul zilei oricând se rezumă doar la câte calorii arzi, cât de intens este cardio, cât de mult urcă BPM-ul tău și la finalul zilei câte calorii arzi. Atât. Că tu ai făcut un cardio unde ai ars 300 de grame fasted versus că ai făcut un cardio după antrenament unde ai ars tot 300 de kilocalorii. What's the fucking point? Este basic math. Adică totul se rezumă la matematică. E calories in, calories out. Ceea ce trebuie să faci este să-ți găsești motivația nu neapărat în a slăbi, ci motivația în a te simți bine, pentru că în perioada asta o să te simți bine. Ce poți să faci însă ca să-ți fie mai ușor este într-adevăr să reduci de la 6 zile de exerciții fizice și de sport, poate la 5 sau 4 zile de exerciții fizice. Mai taie-le, dă-le dracu de exerciții, bă, că nu sunt bune. Nu sunt bune, dați-le dracu de exerciții. Tăiați, faceți o zi de sport pe săptămână și faceți OMAD. Cea, best idea, best idea. Zice, să te plimbi mai mult în parc, de exemplu. Eu, dacă n-am chef să alerg, mă duc în parc și mă plimb. Dau 4-5 ture de parc, ascultând un podcast sau ascultând muzică sau gândindu-mă pur și simplu la lucruri, dar plimbarea... Deci, problema oamenilor în România, problema oamenilor care vor să slăbească în România este că nu sunt educați. Ei nu înțeleg cum funcționează corpul, ei nu înțeleg cum devin caloriile alea, ce se întâmplă cu caloriile, ei nu înțeleg care sunt grăsimi saturate, grăsimi nesaturate, care sunt surse de proteină directă, indirectă, ce proteină are sursă de aminoacizi completă, spectru de aminoacizi complet și așa mai departe. Iar tu spui, tu vrei să educi, dumneavoastră, domnul doctor, vreți să educați un sistem românesc care efectiv nu înțelege basic-ul despre nutriție, spunându-le, ești tati și plimb, eu mă plimb 5 ore să mor, deci eu mă plimb, ascult podcasturi și mă plimb, când majoritatea oamenilor muncesc de le sar capacele, sunt fucking la muncă toată ziua. Jesus Christ. Arde calorii și țină loc de sport. Și dacă ți-e greu să ții acel OMAD și în orice caz nu recomand să-l ții mai mult de o lună, poți să revii la... La ce? Hai, la ce revenim? La programul mai permisiv în care să mănânci două mese pe zi. Deci în loc să mănânci o singură masă... Mai permisiv. În loc să mănânci o singură masă, să mănânci două mese. Deci, basically, concluzia care ar fi? Că, uite, aici s-a contrazis singur. E că caloriile pe care tu le-ai luat din masa aia, OMAD-ul ăla, ai voie să ți le împarți în două și să mănânci două mese. Le împarți la doi și ai făcut o masă, două mese. Alea două, domnul doctor, mai pot merge împărțite în încă două. Ca să scoți 4 mese. Ce-i greșit în asta? O masă pe zi, de exemplu, la prânz, poți să mănânci o masă la ora 12 și să mănânci a doua masă la ora 6. La ora 6 ai mâncat masa respectivă, stomacul tău este gol, la ora 10 când te culci, dormi liniștit, dormi odihnitor, iar cele două mese pe zi vor aduce și o restricție calorică, cel mai probabil, pentru că n-ai cum să mănânci atât de mult în două mese. Și... Corect. Și incorrect în același timp. Păi dacă eu am mână liberă de a mânca o singură masă pe zi și pot să dovedesc asta oricând și sunt o grămadă de oameni care pot să dovedească asta, de-aia OMAD nu a mers pentru toată lumea, pentru că nu a înțeles nimeni că în spatele acestui sistem, nu nimeni, majoritatea nu au înțeles că în spatele acestui sistem, acestei diete, că nu se poate numi dietă, stă de fapt deficitul caloric. Și sunt foarte mulți oameni, cum și eu am făcut chestia asta prima oară, am zis, mănânc o masă. Și am mâncat o masă de 3000 de calorii. Digestia s-a îngreunat, bineînțeles. Muscle protein synthesis aproape inexistent pentru că o singură masă. N-am ales macronutrienți bine pentru că macronutrienți, da? Asta e problema de fapt, că nu explică basic-ul din spatele acestei idei de a ține o singură masă pe zi. Și basic-ul este că tot ce contează este deficitul caloric. Că mănânci 5 mese, că mănânci 6 mese, că mănânci același număr de carbohidrați în 5 sau că mănânci același număr de carbohidrați într-o masă,
că poate o să vină și motivul, să zicem, spike-ului glicemic. Insulina secretată de corp va fi același dacă, aceeași la finalul zilei dacă tu ai mâncat același număr de carbohidrați și aceleași surse de carbohidrați. Insulina secretată de corp va fi aceeași la finalul zilei. Va veni în wave-uri în funcție de cum se digeră. Că poate, nu știu, mănânc acum o felie de pâine, am mâncat după aia, nu știu, 300 de grame de piept de pui, sistemul digestiv e cam plin și după aia mai mănânc, nu știu, niște carbohidrați. Și sistemul digestiv o să fie și mai plin. Și când o să se digere, atunci o să fie spike-ul glicemic. Și o să vină în wave, 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 wave. O să ai fluctuații. De ce n-ai vrea să ai spike glicemic la fiecare 3 ore? La fiecare 3 ore, am spike glicemic, am mâncat. Bun, 3 ore jumate relaxat, spike glicemic, am mâncat din nou. 3 ore jumate relaxat, spike glicemic. La finalul zilei, insulina e aceeași. Insulina e aceeași. Spike-ul glicemic e obligatoriu. Și îți vor permite să faci un intermittent fasting de 18 ore care este benefic și pentru creierul tău și pentru ficatul tău? Nu, pentru creier nu. Adică pentru creier direct ca și organ, nu. În studiul ăla lui Yoshinori Ohshumi spunea foarte, foarte clar când au studiat autofagia la animale pe șobolani că, virgulă, creierul a fost singurul organ care nu a vrut să intre în autofagie nici măcar după 2-3 săptămâni. Și asta pentru că are sistem de operare independent, în ghilimele. Da? Deci creierul nu o să beneficieze de autofagie cum beneficiază celelalte organe. Dar și pentru că la asta se refera cu beneficii pentru creier. Da. Aveți grijă cum țineți acest program. Dacă aveți orice problemă de sănătate, consultați-vă cu medicul vostru înainte de a aplica acest program și, bineînțeles, aveți grijă de voi și faceți alegeri corecte. Pe curând! Ok, deci, în primul rând ai nevoie de un antrenor la sală ca să nu ridici greutăți nesupravegheat, ceea ce ar putea să se rezolve extraordinar de ușor fără să plătești un antrenor cu informații, adică să te educi strict în sensul ăsta. 2. Ai nevoie de un medic care să te supravegheze pentru această dietă, pentru că este clar că nu e safe și nu este făcută pentru toată lumea. Adică, din punctul meu de vedere, nu e pentru nimeni. E alegerea fiecăruia ce ține sau nu, dar nu poate fi numită dietă. Și al treilea, ai nevoie de un medic pentru investigații medicale ulterioare, probabil, după dietă. Adică, cum adică dacă ai probleme de sănătate, consultați un medic? Păi medicii din România, în general medicii de familie, dacă te duci la medic de familie și îi spui OMAD, probabil medicul de familie are 50 plus, 50 de ani plus, că e medicul de familie, basically, adică e luat de mult, e al întregii familii. Păi OMAD probabil trebuie să-i desenezi ca să înțeleagă ce este. Acum, jokes aside, dar din toată experiența pe care am avut-o cu medicii și în special cu medicii de familie, lucrurile astea s-au întâmplat. Medicii, cât am stat la municipal odată 8 ore, mi s-a spus că nu pot să respir din cauza că am consumat aminoacizi. Adică, come on, come on, man, come on, nu. Dacă e să dăm o notă la dieta asta, nu știu, îi dau 2. Dar nu este o dietă, în primul rând. În al doilea rând, trebuie să înțelegeți că totul se rezumă la finalul zilei la deficit caloric. Câte calorii ingeri versus câte calorii arzi. Puteți să faceți un deficit caloric eficient și simplu mâncând în mentenanța corpului vostru. Deci mâncați exact la mentenanță, cât să nu vă îngrășați și nici să scădeți în greutate. Și induceți deficitul caloric doar din sport. Cardio/antrenament cu greutăți. Ambele, why not? Ambele. Sau una din ele. Alegeți ce vreți voi. Cum am zis, la un antrenament este imposibil să nu ardeți 250-300 de calorii. Un antrenament de 45 de minute în sală, cu greutăți, supravegheat, nesupravegheat, cum vreți voi. Dar asigurați-vă că dacă nu aveți bani să luați un antrenor, sunteți destul de informați în lucru pe care îl faceți încât să-l faceți bine, să nu aduceți repercursiuni asupra corpului vostru. Și ăla e deficitul caloric. Ai indus un deficit de 250-300 de calorii, tu mâncând în continuare în mentenanța corpului tău. De ce să privezi un om care este obez morbid de recompoziție corporală? De ce să privezi un om care poate pune masă musculară în același timp și să dea jos din țesutul adipos? De ce să-l privezi de lucrurile astea spunându-i că nu, tati, mănâncă tu o masă pe zi și antrenează-te cât mai puțin dacă n-ai timp, că până la urmă dacă mănânci o masă pe zi o să slăbești. Da, într-adevăr, o să slăbești și pot să arăt minim 20-30 de clienți acum care vin supraponderali, induc un deficit caloric
Și dacă deficitul ăla caloric a fost prea mare pentru el față de ce era corpul lui obișnuit să mănânce, dacă de la 4000 și ceva de calorii pe care nici nu știa că le mănâncă, el mănâncă 2000, pa, a slăbit 2-3 kg într-o săptămână. Și se pare un progres, dar de fapt nu este un progres. În momentul ăla trebuie să-i crești din nou caloriile ca să nu ajungă în adaptare metabolică peste încă 3 săptămâni și să ajungă la un prag din care nu mai iese. Nu asta e ideea, orice om supraponderal pe care îl iei și căruia îi dai să țină un deficit caloric va slăbi garantat. Garantat. Dar dacă slăbește 10 kg într-o lună, it's not fucking healthy, man. It's not fucking healthy. Nu o să poată fi susținut efortul ăsta la nesfârșit. Ești obez morbid, da? 120-130 de kg. Ai dat 10 kg, să zicem, maximul pe care l-a zis domnul doctor, într-o lună jos. Cu ce ai făcut aici? Mai poți să dai 10 kg după aia jos? Pentru că de la 130 la 120 sau de la 120 la 110 nu e mare lucru. Adică primul lucru pe care o să-l pierzi în primul și în primul rând, dacă nu te antrenezi și faci doar o cardio, o să fie glicogen. Da? Pentru că oricum o persoană supraponderală o să creeze mai mulți mușchi ca să sustain that body. Știi? Indiferent că mergi, că ridici plase și așa mai departe, o să aibă oricum mai multă masă musculară decât o persoană care este care se află într-un range normal de greutate, să zicem. Pentru că trebuie să susțină corpul până la urma urmei. Și ce? O să piardă glicogen. O să piardă glicogen, după aia o să piardă și grăsime, pentru că o să fie într-un deficit imens. Și după aia ce? Că nu poate să continue așa la nesfârșit. Nu poate să continue de la 130 la, nu știu, 90. Ar însemna să dea 10 kg în fiecare lună. Ar însemna să dea 10 kg timp de 4 luni. Să dea 40 de kg în total, în 4 luni. Este imens de mult. Este imens de mult. How is this healthy, man? How is this healthy? Cum poți să fii... Adică, ok, înțeleg că... Hai să nu asociem cu faptul, simplu fapt că e doctor, pentru că nu toți doctorii sunt școliți în nutriție sau alimentație, da? Tocmai de-aia nu luăm în calcul abilitatea domnului de a fi doctor. Dar este... Nu știu, nutriția este foarte aproape de jobul de a fi medic. Ar putea foarte, foarte ușor să școlească oamenii să învețe ce e la un deficit caloric. Mai ales care 65,9K. 65K de like-uri, man. Măcar a zis că nu e pentru oricine. Nu ai cum să nu slăbești cu ce zice el. Nu poți să o numești dietă echilibrată în niciun caz. Corect. N-ai cum să nu slăbești. N-ai cum. Este imposibil să nu slăbești. Asta e faza, că este un clickbait. Da? Oamenii vor vedea și o să zică, bă, încerc. Și sigur o să dea roade. O să dea roade, corect. Dar nu ar fi mai bine să o faci altfel? Nu ar fi mai bine să o faci altfel? Să ai puțin mai multă răbdare de o lună. Să dai alea 8 kg în 2 luni, men. Ceea ce oricum e destul de mult, pentru că ar veni un kil pe săptămână, un kilogram pe săptămână. Come on! Come on! Eu am slăbit 10 kg într-o lună din deficit caloric. Deficit caloric e și la el, doar că e pus foarte prost. Foarte prost. Foarte prost. Domnul doctor, astăzi, pentru acest program nota 2, mai sunt multe clipuri de la domnul doctor care dau trigger maxim, dar are și unele care sunt ok, adică, na, care sunt ok, adică făceau o diferență la un moment dat între cola 0 și cola normală din punct de vedere al spike-ului glicemic și explica care e faza și așa mai departe. Dar în rest, unele dintre ele sunt trigger total și probabil o să mai facem ceva reacții la asta. Asta a fost pentru azi, dacă v-a plăcut dați un like, share, subscribe și mai dați-mi tag dacă vreți să mai fac react la altceva. Eu v-am pupat, până data viitoare.